copii. Trei tineri și-au pierdut viața azi noapte după ce mașina în care se aflau a intrat într-un tir. La volan era un tânăr de numai 19 ani. Alături de el mai erau un băiat de 22 de ani și altul de aproximativ 25 de ani. Toți trei erau din Vrancea și au decedat pe loc după impactul frontal cu autocamionul. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție de la ISU Vrancea, de la ambulanță, dar și de la poliție și jandarmerie. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Motociclistul a